Salut, camarazi! Uite, acum am picat de la târgul de carte Gaudeamus de la Rom Expo să mănânc și eu un pic ca un creștin ce sunt. Sunt e aproape ora 3, știi? Asta e, nu e nicio grijă. Mi-am pus și eu un pic de zacuscă de ciuperci de la camaradul Florin, uite aici se vede, și câte, asta e zacuscă de ciuperci și aici câteva bucăți din slănina de ieri, uite, arată foarte bine, mănânc și eu ca un creștin, câteva felințe de pâine, dau și o gură de zeamă de varză, vă recomand zeamă de varză, cea mai sănătoasă că fermentează, și mi-am luat și eu de la berarie, Casa Berarilor Artizanal, o sticluță de bere Gribița, sunt patriot, beau bere românesc, știi? Fac și eu cazie duminică, beau și eu, nu știu cât are asta, vreo 300 de mililitri, zic eu așa, sau 280, nu e prea mare, să vede. Beau și eu o gură de bere cu slănina și cu, cum să zice, cu zacusca asta de ciuperci de la camaradul Florin. Așa, deci ne întindem și noi cât ne pătura, trebuie să, eu vreau să vă învăț să fiți chipzuiți, știți că viața e așa cum este, vremurile sunt grele, sunt dificile, deci trebuie să fim chipzuiți. Stai să suflu nasul, stai așa. Am răcit un pic, m-am dat la picioare. Mâine trebuie să mă duc la țară să aduc brânzic, lapte de capră prins și o găinușe să mai mănânc și eu așa ecologic. M-am bucurat, am stat, nu știu, trei, am plecat la vreo 10, deci vreo 5 ore dus întors și cât am stat la târgul de carte, v-am înregistrat cam vreo 45 de minute cu generalul Emil Străinu, să vedem dacă pot să le urc pe canal, dacă lasă, dacă nu, vi le trimit în privat. Știți, pe WhatsApp vi le trimit și îl ascultați în privat. Am cumpărat și o carte de-a lui, știi, cu autograf, o să vi-o arăt mai târziu sau pe live diseară. Și a să bea o gură de zeamă de varză, că mi-e sete. Nu uitați, zeama de varză și borșul. Cele mai sănătoase, înțelegeți? O cănuță pe zi ajunge și trăiți mai mult decât mine. Așa, deci m-am bucurat că am luat și o carte de-a lui maestru Emil Străinu. Am mai îmbătrânit, l-ați văzut acolo. L-am rugat să vă ureze și vouă de sărbători ceva acolo, v-a făcut niște urări cu dedicație. I-am dat cartea de vizită, poate dacă îl mai văd pe undeva, dar el e momentan publică la editura Prestige. Probabil că pe acolo îl găsesc. În rest, ce să vă zic, am mai filmat niște chestii pe acolo, niște copii care erau cu cultura Veda, cu nu știu ce, din India. M-au invitat duminica la ora 4 la sala polivalentă, dar bănuiesc cam ce e cu treaba asta, dar poate totuși mă duc odată până acolo. V-am făcut un clip scurt cu ei, așa. Mă rog, ce să zic, m-am bucurat că cărțile sunt, sunt parte din ființa mea de când eram copil, știi? Cărțile sunt drogul meu pozitiv, știți? Alții sunt cu pudra, Dorian Popa e cu marihuana, Selie tâmpit, alții, eu știu, cu alcoolul, alții, eu sunt cu virgulă cărțile, știți? Aia e drogul meu, cărțile de când aveam 11-12 ani, știi? Asta e. Fiecare cum a apucat. Deci v-am zis, a fost frumos, a fost interesant. Erau și scriitori pe acolo, o groază de scriitori, artiști după la Radio România, după la TVR, nu știu ce, dar unii au boicotat târgul de carte, special cei de la
Bugzon, mi se pare, care ăștia au urcat cel mai tare în ultimul timp, au boicotat, că și acolo sunt manevre, sunt combinații, sunt securi și acolo, că e vorba de sute de milioane de euro și nu poate să lipsească securiștii, nu? Așa, deci, hai că mă apuc și eu să mănânc, dacă cred că voi nu sunteți la masă. Dacă mai sunteți la masă, vă doresc poftă bună și numai de bine. Ne auzim mai târziu, o să vă urc, dacă pot, clipul cu generalul Emil Străinu, dacă nu, vi le trimit pe WhatsApp în privat. Deci sperăm să fie bine, ca să nu fie rău, nu? Hai că vă pup cu drag, să aveți o zi frumoasă. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!